Conducerea administrației locale sucevene afirmă că documentația necesară introducerii încălzirii în bazarul din municipiul Suceava este gata și se vor începe lucrările necesare. Tocmai de aceea, pe parcursul săptămânilor viitoare, va avea loc la fața locului și o întâlnire cu comercianții de acolo pentru a li se explica disconfortul ce se va crea din cauza necesității respectării unor condiții impuse de noile norme ISU. Suntem în discuții cu cei de la ISU, am găsit înțelegere și bază legală să putem aduce încălzirea în bazar, dar acei pereți care sunt luați acolo trebuie închis înapoi. Vom avea discuții exact în noile condiții ISU, care nu sunt foarte draconice, dar totuși produc din nou un disconfort acolo în bazar pentru o parte din comercianți, în mod special cei de la aleea principală, cum se intră, care au luat o parte din acele panouri sandwich de la chioșcurile lor, trebuie montate înapoi și, sigur, astea sunt condițiile. Măsură în care nu sunt de acord, nu putem pune căldură. Vom avea din nou discuții în bazar, noi ne-am făcut tema, este aproape studiu gata, avem avizul ISU, voi merge în bazar, voi avea întâlniri cu comercianții, cu Asociația Comercianților din bazar, le voi spune exact care sunt condițiile pentru a putea să aducem căldura în bazar. De asemenea, se lucrează acolo și este în curs de finalizare un grup social care era de multă vreme cerut în bazar. Alimentarea cu energie termică a stațiilor închise din cadrul complexului comercial Bazar se va face de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic pe raza municipiului Suceava.